Eroul principal al episodului din această dupamiază, așa cum de altfel sugerează și titlul, este un crucișător stelar, cruciatorul Defiant. Istoria construirii și utilizării acestui crucișător este extrem de interesantă pentru toți cei care sunt interesați de întreaga epopeie Star Trek. Necesitatea construirii lui a rezultat în urma bătăliei de la... Wolf 359, un sistem, așa cum vă amintiți probabil, în care s-au confruntat Federația Planetelor Unite și Borghi. În urma acestui conflict teribil, Federația a luat hotărârea să construiască o navă de război mult mai perfecționată, cu ajutorul căreia să poată să facă față amenințării Borghilor. Cruciatorul a devenit operațional, așa cum spuneam, la un an după bătălia de la Orf 359 și s-a remarcat din primul moment prin manevrabilitatea deosebită și mai ales prin armele cu care a fost dotat, multe dintre ele reprezentând tehnologii încă extrem de secrete. El este atât de automatizat încât poate fi comandat de un echipaj de 12 persoane, iar la nevoie chiar de un echipaj strâns de 4 persoane. Locul de așteptare al crucetorului este stația Deep Space Nine și comandantul actual al lui este capitanul Sisko. Scopul principal al cruciatorului acum este acela de a explora quadrantul Gamma și în unele episoade trecute l-am văzut în acțiune. Un alt element important al episodului din această dupamiază este o cunoștință mai veche a noastră, secundul de la bordul navei Enterprise, William Riker. Dar felul cum se va comporta în acest episod diferă foarte mult de ceea ce noi toți cei care am urmărit serialul Cenația următoare cunoaștem și sigur nu voi încerca să dezvăluie eu aici misterul, vă las plăcerea dumneavoastră urmărind episodul. Voi aminti însă doar faptul că Jonathan Friggs actorul care îl interpretează pe William Riker a început de câteva săptămâni în calitate de regizor și actor filmările la cel de-al nouălea film din seria de filme Star Trek. În fine, aș încheia recomandându-vă să citiți o carte despre viitor pentru că sunt convins cei care iubesc science fiction-ul sunt extrem de interesați despre viitor. Cartea a apărut recent la editura Aldo Press în colecția Dosar. Se intitulează Viitorul viitorului și aparține futurologului francez Jacques Seguel. În cuprinsul cărții, futurologul francez parcă transcrie observații din romanele de science fiction pentru că el imaginează un viitor în care calculatorul va fi rege, televiziunea regină, iar roboții vor fi menajerele noastre de zi cu zi. Pentru noi, iubitorii de science fiction, finalul pe care îl găsește futurologul francez, mi se pare unul extrem de interesant și mi-aș permite să îl citez. Progresând, spune el, capitalismul care a făurit bogăția secolului 20, își va pierde în el penele de aur. Cu atât mai bine, întrucât nu dolarul va fi cel care va salva lumea, ci imaginația. Banii nu au idei, ci numai ideile fac bani. Cu această privire în viitorul viitorului, Vă invit în continuare să urmărim o nouă poveste despre viitor, o poveste din secolul 24 de pe stația Deep Space Nine. La revedere.